Bună seara și bine v-am regăsit! Iată o nouă ediție, spun din capul lui Una, cu totul și cu totul special, o ediție Art Cultura, care va fi dedicată unui eveniment extrem de apropiat și, cred, foarte important și o să spun și de ce, pentru lumea fotbalului. O să vedeți imediat despre ce vreau să vorbesc și la ce fac referire. Așadar, alături de mine se află Cosmin Ciotloș, critic literar și lector în cadrul... Universității de Litere București. Dragă Cosmin, bine ai revenit. Deci... Mă bucur că sunt aici și mă bucur că sunt aici acum. Da, am înțeles. Mai convins, mai virusat. Deci, 25 iunie așteptăm cu interes această dată și facem referire la 100 de ani cu totul și cu totul special, mai ales pentru purtătorii acestui tip de tricou. Printre care te numeri și tu, deci, mai uh, precis vorbind despre 25 iunie 1923, data de înființare a celebrisiei mei, altfel nu pot să-i spun uh, uh, formații de fotbal rapid. Da, un centenar deja disputat în toate mediile rapidiste, un centenar care a născut temne de întrebare. Sunt tabere, sunt Oameni care își pun problema dacă anul centenar va începe odată cu acest 25 iunie, sau dacă nu cumva tocmai s-a terminat și suntem într-un moment auroral. Mai există și discuții în legătură cu adevărata dată de înființare, va fi fost ea 11 iunie, va fi fost 25 iunie, dar toate astea e un pic de convențional întotdeauna. Da, întotdeauna nașterea miturilor este una nebuloasă. Așa stă bine oricărui mit, așa trebuie să fie, trebuie să aibă acolo acel grăunt ireductibil de mister, de atracție. Trebuie întotdeauna să fie ceva potențial de exploatat. Deci, pentru început, totul sună foarte, foarte bine. Trebuie să fac și eu o precizare din capul locului. Uh, nu mai sunt uh, deloc pasionat de fenomenul uh, fotbalistic. Pot să mărturisesc cu mâna pe inimă că au fost și ediții ale campionatului mondial pe care nu mi-aduc aminte și uh, nici nu, <laughs> nu le regret. Uh, nu, nici nu știu cine a câștigat, uh, cine a pierdut, uh, care au fost dramatismele. Undeva la mine totul s-a oprit uh, în urmă cu vreo 30 de ani, aproape. Deci 1994 România la turneul final. România-Argentina 3-2. Da, și pe urmă, cu apoteoza personală, tot de nivel mitologic, de la Galata Saraia lui Hagi și așa mai departe, undeva m-a trăznit așa, cumva un moment, altfel n-aș putea spune, o, revelație, 80 au fost, se pare, pe linie și în literatură, și în poezie, și iată că și în fotbal. N-avem ce să spunem. Eu, fiind puști, 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 în acei ani, nu mi-am dat seama că o să am de-a face, vorba celor bătrâni, dintre care mă, printre care mă număr și eu. Acum, că, mamă, ce am trăit noi, cine știe când se va mai repeta. Acum, aceste lucruri fiind spuse, să o luăm cu un mit care se pare că, spre de treburile cu echipele naționale, continuă să fie puternic și aș putea spune cam singurul funcțional. Văd din ce, așa, pe aici, prin București, de la generație la generație. Treaba cu rapidul. E așa, un fel de inițiere A, în fotbal. Ar însemna să-mi tai singur capul spunând că nu e așa sau încercând să nuanțez ceea ce spui tu. Nu, n-am să nuanțez deloc. Cred că este unul dintre uh, miturile solide ale acestei capitale, miturile solide provenite dintr-o zonă sportivă, și să știi că, apropo de dezinteresul tău pentru fotbal, ți-l împărtășesc și alături de mine și alături de tine sunt mulți alți oameni, inclusiv din peluza alb-vișinie. Eu însumi am mândria de a nu fi privit nici măcar o secundă campionatul mondial de fotbal de astăzi, toamnă, iarnă. Iarnă, da, ceva straniu. Uh, nu mă interesează fenomenul fotbalistic, câtuși de puțin. Unul dintre... Uh, editorii de azi, Doru Fomeșana și lansat o frumoasă și memorabilă vorbă, nu sunt microbist, sunt rapidist. Uh, a fi rapidist înseamnă un pic mai mult decât a te uita la 22 de băieți care bat o minge. Sigur că fatalmente te întâlnești și cu lucrul ăsta atâta vreme cât ești pe stadion. Dar de fapt e un fel de etică Există tot felul de butade, există tot felul de legende, Rapidis te naști, nu poți să te faci și așa mai departe. Sigur că ele au parfum evanghelic. Însă ceva ceva e adevărat în ele, în felul cum pătrun de acest microb și de 20 și ceva de ani încoace am avut de multe ori ocazia să verific lucrurile astea. E un cu totul alt tip de scânteie. Atunci când mergi pe stradă, vezi un om drapat cam așa, al vișiniu al vișiniu, recunoști un pic un vultur într-o emblemă și dintr-o dată, din privire, știi că tu cu omul ăla aveți un lucru fundamental în comun. Și asta contează mai mult decât a avea ceva fundamental în comun, știu eu, cu un scriitor, să zicem. Pentru că rădăcinile sunt ceva mai adânci, chiar. Vin cumva din coloana aici, sunt din niște adeziuni de-astea care merg până în viscere. Ce să mai zic? Ocolim și <laughs> dăm așa curbe. Merg până în viscere și atunci când, când, când pomeneam termenul ăsta etică, aveam în vedere, sigur, nu morala măruntă, toți păcătui, Nu, nu la asta mă refer. La, la un, un tip de construcție interioară, un tip de etos care presupune pasionalitate, care presupune uh, marginalitate. Rapidul n-a fost niciodată o, emblemă, o, o echipă pasionată de cupe și medalii. Nu despre asta e vorba. Avem, sigur, un număr destul de mare de cupe câștigate, dar trei campionate mari și late în 100 de ani de existență. Asta e, e bine. Infim. 33, 33, 33. Sigur, o cifră mistică. Cam așa. Să sperăm că anul viitor o să-l adăugăm pe al patrulea, dar La. dacă nu l adăugăm, nu e. Nu e absolut nicio problemă. Nu da. se scontează acolo performanța cu orice preț. Nu există criterii de, de carnasierea ai profesionalismului. Nu, E o echipă ieșită din ceea ce face, de fapt, spiritul Bucureștiului și anume Mica Mahala, fără nimic pe orativ, Mica Mahala muncitorească, zona Grivița, care i s-au adăugat altele, Crângaș, evident, Giulești, evident zona Gării de Nord, evident și așa mai departe. Aproape că putem desena o hartă, putem redesena o hartă simbolică a Bucureștiului în funcție de lucrurile astea, care vin la pachet cu un etos. Puneam. Și de multe ori am, am stat tot recitindu-l pe Caragiale din alte motive decât rapidiste, pentru că meseria mă obligă. Tot recitindu-l pe Caragiale, mi-am dat seama dacă, că dacă acest om nu murea în 1912, în vara lui 1912, și mai apuca măcar 11 ani de viață, dacă mai prindea acel 25 iunie 1923, am uh, o puternică bănuială că ar fi devenit rapidist. E lumea miticilor aia. Mai mult sau mai puțin? Dar numai uh, dacă te gândești la Celebra CFR a lui Caragiale. Trend de plăcere. Da. <laughs> Și mai departe. Da, lucrurile s-ar putea să meargă în direcția pe care tu, tu o sugerezi aici. Ce pot să zic? Cred că, vis, vis de toată treaba asta, există ceva interesant la Rapid. A fost indiferent. Era să zic, indiferent de rezultat. <laughs> Fără rima care urmează. Cumva... În mintea mea ea răsună, nu-ți da. nu face griji. <laughs> în mintea multora bănuiesc. Cred că rapid a fost într-un soi de dizidență, indiferent de vremurile pe, pe care le-a străbătut. A fost așa într-un fel de autonomie emoțională și într-un fel de autonomie în raport cu realitatea care încerca să o aducă pe calea cea bună cu ghilimele. Uh, chiar de la începuturi, trebuie să-ți mulțumesc pentru uh, această lectură pe care mi a recomandat-o, Ioan Chirilă, glasul roților de tren. N-am avut de-a face cu ea, recunosc, până cu două serii. <laughs> da, și datorită faptului că eu n-am avut niciodată vreo pasiune cu echipa Rapid, dar am avut o întâlnire crucială. Care cu șeful de galerie. <laughs> cu șeful de galerie al echipei de Rapid. Uh, da tot pe vremea copilăriei. Deci amintirile cumva s-au fixat acolo. Mi se pare că rapidul a fundamental asta are ca traseu de drum. El totdeauna este cumva în răspăr. Indiferent cine vine în capul mesei la împărțirea bucatelor, rapidul își vede de drumul lui și îl construiește, am impresia, din mers așa. Nici măcar el nu știe. Poate foarte clar în control se îndreaptă, dar în orice caz, un fel de contră, acolo este întotdeauna. Adică, e greu, n-am avut de-a face, repet, cu spiritul rapidului, dar am înțeles că nu că eu nu că greu de spart. Este o dimensiune în sine. Când ai de-a face cu ea, te adaptezi ei. În general, rapidul nu prea se adaptează nici vremurilor, nici locurilor. Să știi că e o lecție bună de stoicism. Se o spune cineva care l-a citit și pe Epictet, care l-a citit și pe Seneca. A fi rapidist învață să iei viața așa cum e, cu momente absolut aiuritor de frumoase și cu momente absolut aiuritor de nedrepte. De Trifte, uneori. Cumva, și... ca în mersul trenurilor, nu? Nu știi niciodată când te oprești în mijlocul uh... câmpului, când te prinde viscul, Dar, dar tot din viața la. ta fac parte și lucrurile astea. De ce să scrii biografii fictive de succes? Nu. nu. Viața nu e o formă de succes, nici, nici asta, da a fost o nucă tare întotdeauna, de la început, cum, cum spuneai, și că uneori cu coaja friabilă. Uh, alte ori încăpățânată, alte ori dur și crâncen pedepsită, dar uh, ce n-a dispărut a fost uh, exact acest atașament al suporterilor. Ne gândim că Bom, probabil din cartea lui Ioan Chiril ai decupat acel faimos episod cu ministrul de interne, patron al unei importante pe atunci echipe, care n-a acceptat că echipa lui a fost învinsă de CFR. Caragiale curat. curat Caragiale curat. Și care a arestat câțiva jucători, obligând clubul <laughs> să rejoace respectiva finală. Suprarealist. Supra Suprarealist. Dar suprarealismul ăsta ne însoțește până în zilele noastre până la urmă, e, e, singura dată în istoria fotbalului românesc când o echipă a pierdut un campionat pentru că unui arbitru și unor oficial federal destul de gradați li s-a părut că o brichetă a trecut pe lângă capul arbitrului, ceea ce sigur e un fapt reprobabil. Sigur că da, dar niciodată în lumea nici măcar necivilizată Niciodată un meci nu se pierde cu 3-0 pentru asta, în favoarea ft Noi nu putem uita. Există, există lucruri care nu se uită, cu iertarea nu ne ocupăm, cu, cu spovada nici atât, dar uh, lucrurile astea marchează și lucrurile astea edifică. Ei bine, galeria n-a plecat niciodată de lângă echipă, nici măcar când a falimentat. În Liga 4, acolo unde întâlnește echipe care se cheamă Fece Singureni, Dumnezeule, ce nume! Dumnezeule, ce nume! Poetic! poetic, poetic. Da? poetic. ai văzut? So gând la gând. Soledades! Fece singure. În acea Liga 4, totuși, rapid, a strâns 37.000 de, suporteri pe arena națională. Împotriva unei echipe care se numea tot Steaua și care era tot în Liga 4, e adevărat. La 37.000 de, de suporteri, înseamnă da. O cotă de afecțiune. Pare că Dinamo își spală păcatele acum ceva în sensul ăsta. Sau cel puțin suporterii așa dau impresie. Dar nu știu ce să zic. E bun, e un exercițiu de asta de modestie, din când în când face bine, așa la scară istorică. Uh, un exercițiu de modestie care totuși e luat din. e reînceput din Liga a doua, nu din a patra. E loc. Uh, e loc, uh... nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată. Uh, în orice caz, uh, pentru mine personal, uh, încă o dată, sunt, uh, îmi dau seama că e bine, sunt avantaje uh, la fiecare palier biologic pe care îl străbați, pentru că la un moment dat, în momentul în care faci cumva pasul în, în lateral, vis-a-vis -vis de acest fenomen absolut. Uh, central pentru viața planetei, cel puțin o dată la patru ani. Da? Păi nu spunea un patron al nostru, se scufundă planeta. Să da, se scufundă planeta, da. Parcă totuși te poți bucura de mult, mai multe frumusețe. În momentul în care scap de adeziunea asta emoțională, sentimentul ăsta unic, obsesia asta în doi, iubirea de fapt, mi s-a părut foarte interesantă această definiție, obsesie în doi, deci, fiecare este pasionat de celălalt. În cazul acesta este clubul, individul iubește acest club, clubul iubește această masă nedefinită de indivizi și cumva se hrănește. De fapt, unul se bazează pe celălalt dintre cele două elemente ale, ale binomului. <coughs> în momentul în care nu mai ai această iubire și încep să ai tot felul de trăiri, care mai de care mai platonice, mai spirituale și poți să te uiți așa de sus la toată panorama, fotbalul este ceva cu totul și cu totul uluitor. Bineînțeles, probabil că este una dintre cele mai speciale și mai cuprinzătoare metafore moderne ale vieții. Asta este este foarte clar. Nu, nu se discută în afara rolului de supapă a violenței și așa mai departe, care uneori mai plăznește numai ce mi-aduc aminte de Uh, Hazel Stadion și tot ce a mai trăit de-a lungul timpului, suspendarea echipelor engleze din cupele europene și așa mai departe, sunt tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul acestui sport, care e cu totul și cu totul special. că e rege, că e împărat, că este prins și cerșetor, nu știu. Pe rând este și disprețuit și aș putea spune nu adorat, așa, dar venerat, aproape fără, fără noimă, pentru că dacă mă gândesc la reacțiile, nu știu dacă îți mai aduce aminte de reacțiile care circulau pe net vis-a-vis -vis de acea semifinală Germania-Brazilia 7-1, -un. de neconceput la un campionat mondial, imposibil așa ceva. Vorba aia, au fost două războaie într-un secol, două războaie mondiale de un singur 7-1, Brazilia-Germania. Uh, când vezi asemenea acumulări de emoție, furoruri, raptusuri colective, îmi pare rău, niciun alt uh, sport nu poate să țină pasul cu chestia asta și inuce, ca să zicem, ce se întâmplă cu rapidul. Am impresia că așa este o chestie la cotele astea, aproape uh, eruptive, vazi permanent. Ca o mărturifire personală, pentru că sunt un om, sper că nu singurul, sper că mai am aliați care nu poate trăi fără idealisme, uh, recunosc asta, recunosc că de acolo îmi iau adeseori acea, uh, acel aer de speranță, de entuziasm, de fervoare pe care culmea, culmea culmilor, practicarea unei meserii culturale, dar ca profesionist, nu prea ți permite să le, le, le exercezi. Da, un critic literar care este entuziast și orgasmatic nu e un critic literar, ci un glosator. Să nu înțelegi fenomenele chiar culturale, sociologic, să nu vezi cum funcționează o piață a ideilor, o piață de carte, să nu pui bariere legitime atunci când e cazul unor cote care cresc necontrolat, e o formă de a nu fi profesionist în meseria ta. Ei bine, în ce privește rapidul, eu îmi suspend spiritul critic, mă rog. Atât cât se poate. Adevărul e că mi-l suspend greu. Da, sunt lucruri păcătoase și în ce privește istoria. Dar înțeleg că ar fi un păcat să-ți suspenzi uh, ar, ar o, fi o, formă, de manifestare a, emoțională. Ar exact, fi o formă de, de, de suicid, cu... gă, suicid cardiac, da. Da, Are aici semne. lucrurile se răstoarnă când vine vorba despre rapid, trebuie să fii cât mai deschis, să arăți, să explodezi, să spui, să faci, să dregi. Ce să zic, repet, am avut și o singură întâlnire care m-a marcat. Cu Neam Incea, Da. Ah. Cel să... mai longeviv șef de galerie da. din da. istoria fotbalului da. european, f 30 da. ceva de ani. Eu puști, mă duc la școală, sparg un geam, bineînțeles că orice om normal vine profesoara aici și mă trezesc cu cer ceva, du și fă geam. Plec pe 11 iunie, da, la, la, nu? 11 iunie, tu, tu auzi ce ai zis? 11 iunie, data la care s-a semnat cererea de înființare a clubului. Nimeni ce -a întâmplător, iung este cu noi, da, în sincronicitate, putem să <laughs> fim liniștiți că totul este ca în cărți. Și ajung la această geamgerie obscură, Habar n-aveam că există, dar acolo am fost trimis. Eu, ca un copil cu minte m-am uh, supus. Și am intrat în, uh, în această, altfel nu pot să-i spun, <laughs> peștera lui Alibaba, pentru că efectiv era un fel de hrubă, peste tot numai geamuri și undeva în semi uh, aia care m-a izbit, era tot așa spre vară, bineînțeles, uh, am văzut doi ochi sticlind, efectiv ca în desene animate, pe un fond mov. Ok. Și am recunoscut că în momentul în care am intrat de cu rama geamului am auzit un răgnet, dar un răgnet, uh, nu vreau să-l compar cu nimic. Hai rapidulețu. O, ceva așa și ăla va reverbera în capul meu forever. Și am zis: "Ok." Mai ai făcut un pas exact așa de acum, forma din bezna a apă, apărut și posesorul acelor doi ochi, un tip masiv, solid, pe vremea aceea totuși avea părul negru în cap. Era exact ca un grizzly. Cel puțin mie așa mi s-a părut copil fiind. Și m-a trecut direct și a zis, ce ai făcut? -mă? Și am zis, am spart un geam <laughs> și de lângă. Ai cu cine ții? m-a pus naiba și am zis Dinamo. Nu. Ah, nu. Eu ne cu cine am de face. Și în acel moment a lăsat geamă. A venit în față și a zis înveți? Zic, învăț eu ceva. Mă rog, pe vremea aia era o celebră revistă pentru copii cu tezător, nu mai ții minte ce, noi și a început să îmi pună toate întrebările posibile, Era acolo cel mai lung, uh, uh, cum se cheamă, uh, uh, fluviul din lume, cel mai înalt, munte rău. Mi le-a pus pe toate pentru că probabil îmi <laughs> voia să omoare -o piticul dinamovist <laughs> care îmi umbla pe creier. Piticul dinamovist, în schimb, citise în revista <laughs> cu tezătorii sau ce era. Și reținuse că îi plăceau chestiile astea. Și omul s-a îmbunat, nu m-a mai sfâșiat, n-a mai zis nimic, i-am devenit simpatic, mi-a făcut. Păi și, mai nu asta o formă de domnie? ba da, bineînțeles. Și mi-a arătat toate fanioanele, m-a băgat în spatele teșghelei și ai zis, băi, aici. Și în orice caz, avea, mie mi s-a părut că avea așa un piept, ceva de halterofil și a intrat cineva în, 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 în geamgerie și s-au salutat. Și amândoi au făcut încă o dată într-un unison absolut perfectisim. Cu Hai, rapidulețul, dar indescriptibil, n-are niciun rost, pentru că nu ar ține microfoanele dacă aș încerca să măcar așa palid să imit vocile acelor oameni. Și asta a fost întâlnirea mea crucială cu, cu rapidul, face-to-face care bineînțeles m-a terifiat, m-a zăpăcit, am zis m fratele nostru niciodată să nu ne întâlnim cu această echipă, bineînțeles că Dumnezeu nu bate cu parul și nu lasă bățul la ușă, din amul să întâlnim cu rapid de-a lungul existenței sale, nu întotdeauna fericit. Da, trebuie să recunosc că este una dintre cele mai dragi amintiri ale mele, adică nu mi s-a întâmplat În uh, 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 vine să zic că a asta. fost luminos acolo. <laughs> Sigur, am ieșit terifiat, dar marcat și am înțeles că nu este, nu este bine să părăsești incinta așa haotic, ci să știi măcar care e cel mai lung <laughs> fluviu sau cel mai înalt munte sau nu mai știu ce. Că nu se știe cu cine te întâlnești. Da. Uh, ce pot să zic? Rapidul este ceva din zona uh, legendei și a viului, a unei legende active. Te văd și pe tine și, în general, văd cu momentul în care mai, mi se mai întâmplă să intru așa rare ori în contact cu oameni din fotbal, chiar, chiar trăiesc. Când se ajunge la Rapid, lucrurile devin serioase brusc. Mm. Da, da, pentru că impune respect chiar și celor care, în principiu, mă rog, fiind totuși dotați cu o anumită suplețe interioară, în principiu nu sunt apropiați de clubul ăsta sau nu sunt fanatizați. Impune cel puțin acest respect. E o echipă care n-a făcut mari porcării. O mai, o mai fi comis câte una, câte alta, că a existat Gloria Bistrița, a existat Cine Tata Ii. Fără păcat rea, să nu? ridice piatra, da? Mai, mai știm, mai știm episoade, uh, și mai are ceva. Ceva care ajunge să te atragă și cerebral după ce te atras emoțional. Uh, e o echipă bo, cu un anumit parfum de stânga, încă o echipă muncitorescă dar care culmea uh, bo, în interbelic fiind așa n-a avut nicio șansă, dar după război, odată cu instalarea comunismului, n-a avut din nou nicio, nicio șansă. Uh, nu a fost o stângă oportunistă. Bun, n-a avut nicio șansă pentru că de la un prag încolo a fost uh, secretar general al partidului, a fost Nicolae Ceaușescu, omul care înființase Clubul Steau. Prin urmare, nu mai erau discuții de în legătură cu cine trebuie să fie campion. Uh, e, deci, o, o echipă dintr-o stângă reală, dintr-o stângă uh, de sol, nu ideologică, nu caviar, nu. Uh, și mai mult decât atât, o echipă, chiar citeam în dimineața asta un articol care mi-a reconfirmat lucruri gândite de multe ori, o echipă minoritară. N-am să spun ce se scandează în general pe stadioanele din Ghencea. Ștefan cel Mare, Ploiești sau Cluj, despre noi pentru că sunt uh, niște lucruri care în principiu ar trebui uh, amendate grav pentru rasism. Dar mai mult decât atât, la originile acestui club, la originile interbelice și chiar prelungindu-se lucrurile până mult după, există numeroși jucători, conducători de club, fie maghiari fie germani. Uh, Într-o Românie deja legionarizată în anii 30, Rapidul arăta un aer xenofil, un aer cosmopolit, un aer firesc până la urmă. În momentul când un anumit personaj, Corneliu Velea Codreanu și perfecta nunta în preajma, în preajma acestor funzieniene, nu? 24 Rapidul la naștere din, din energiile toleranței pe care le-a practicat absolut întotdeauna. Cu trenul nu există... merge toată lumea. Cu trenul merge toată lumea. Cu trenul merge toată lumea. Da, da. Și o face... <laughs> și, și, în principiu, mergând cu trenul, lumea e afabilă. Nu se încrâncenează. De altfel, iarăși e un mit pe care aș vrea măcar să-l ponderez dacă nu am cum să-l destructurez cu totul, să-l deșurubez fiindcă uh, și critica literară și posturile publice m-au învățat că de multe ori vorbim în pustiu, da. Uh, uh, dar dacă știi să transform pustiu într-o portavoce, s-ar putea să te audă unul-doi. Uh, da, uh, spuneam că e, e și acesta un mit destul de discutabil al violenței din galerile de fotbal, care... Uh, care are rădăcini, are unele, unele praguri de manifestare, dar care în principiu și-o spune un om care a fost în Peluză în ultimii 20 de ani. În Peluză, adică în nucleu incandescent al ceea ce înseamnă o galerie de fotbal, nu a văzut uh, asemenea fapte reprobabile, sigur, anumite gesturi de violență simbolică se comit și în politică și în literatură. <laughs> Dar uh, mitul alimentat de, de presă, al galeriilor, care numai decât sunt niște focare de infracționalitate și de violență, și, și, și cel puțin în ce privește acest grup numeros și solid care e Galeria Rapidului, e uh, inexact. E cel puțin inexact. Există, da, există fenomene scabroase în alte locuri și nu o spun ca să mă răfuiesc cu cine știe ce alte peluze. Dar nu la rapid. Aici potențialul de mitocănie e mult mai mic. Și se manifestă de obicei verbal, și se manifestă de obicei scandat, și am auzit în anumite piețe politice, politizate, am auzit scandări un pic mai obscene decât cele pe care le-am auzit la noi în Și nici măcar cântate atât de bine. Aici urechea ta de muzician va fi nevoită într-o zi de dreptate. Da, ce să zic, știi că noi am mai avut discuția asta, dar eu tind în continuare să cred că piața publică este un spațiu deschis în care nu poate fi cenzurat în anumite condiții, bineînțeles niciun fel de manifestare, în anumite condiții de obicei excepționale. Iar din punctul meu de vedere, arena sportivă este un loc în care dacă nu se respectă convenția sportivă și cele alte tipuri de convenții, lucrurile degenerează urât. Adică există spații care devin cumva, nu știu, pe vremuri știi când existau în vestul Europei, mai ales în mediul condamnări la moarte, o refugiere în catedrală îți, ți putea salva viața. În anumite momente, o refugiere în sport ți-ar putea salva la modul cel mai, nu știu, serios credința în această specie, că are un viitor, că poate să facă încă lucruri bune, că rămâne ceva să aștepți de la ea alte ori. Că te cam deprim privind o așa chiar din interior. Uh, și atunci am o idee fixă în direcția asta, că, domne, pe stadion uh, există acel fair play, și, înțeles, fair play-ul inventat de cei care l-au călcat în picioare, Uh, de. Chiar de Shakespeare. Uh, de. Această sintagmă apare în Regele Ioan uh. pentru prima dată și a ajuns să apară pe fanianele UEFA. Celebrii hooligans, tot din același aluat, vin cu cei care au inventat și fair play și așa mai departe. Pădure fără uscături nu există, dar convenția sportivă ca atare trebuie păstrată. Fiind un om mai vechi, l-am îngropat vorba aia și vorba aici pe Maradona, și pe Cruyff și pe Pele, și am îngropat destule. Destule legende, uh, și mi-am îngropat și bucăți din inimă odată cu ei. Na. Ca orice om, <laughs> fiecare are anumite uh, legături personale uh, cu, cu sportul acesta, care, repet, este un fenomen uh, cu totul și cu totul special. Întotdeauna când vezi, uh, repet, la ce delir colectiv se poate ajunge, în jurul unui fenomen absolut mai mult decât bazal. Niște oameni adargă după o minge. Dacă stai să te gândești, este un delir colectiv, mic delir colectiv. Trebuie păstrate cu orice preț convențiile. Altfel, dacă se confundă realitatea cu această metaforă, e urât. E urât. Fără că da. În istorie, la un moment dat, în, apropo, ca să închei, în momentul în care vrei să lupți pentru ceva, tocmai orice tip de convenție trebuie să explodeze la anumite momente. Și atunci trebuie să faci, să recreezi uh, acel spațiu în care să devină funcțional așa cum ar trebui să fie el. Dacă trebuie să dărâm, dărâm. Dacă trebuie să strigi, nu știu ce să strigi, strigi. <coughs> Rămân în continuare. Aici pe, vorbim pe despre, asta. despre excepționalismul rapidist. Nu despre. Nu, des, nu făceam o pledoarie legată de huligani. Da, am înțeles. Am înțeles, am înțeles. Uh, mitul conform căru, căruia e rușinos să duci un copil într-o galerie e un mit. Dar un mit. Cine spune chestia asta? Păi l-am auzit de, 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 de zeci de ori la varii posturi TV, unde altundeva. Copiii nu mai au ce căuta pe stadion? Nu, pentru că auzul lor e periclitat de, vezi, Doamne, cine știe ce, eventuale scandări. Am înțeles. Uh, sau, cine știe, integritatea lor corporală ar fi periclitată. Dar în viață cine de te scapă sau te păzește? În viața reală, nu cea convențională, repet de pe Cine te păzește de aceste impacturi auditive, emoționale, traumatică, nu știu și cum? Eu. E aceeași discuție pe care o purtau criticii 60 denunțându-ne pe noi, domniiștii, că am fi, vezi, doamne, niște pornografi, drogați și mai știu eu e cum te cred, vom da. fi fost, de parcă acei termeni pe care vorba aia, literatura, utilizează de vreo 2000 de ani. De la Vioncoace. Nu mai în așa a I-am fi a inventat dar... noi, generația da. noastră. Da, da, da. Uh, da uh, de aceea încercam să, să pun aici un bemol. Nu se întâmplă foarte des ca echipa ta să piardă în teren cu 7-2. E drept noi acel 7-1 invocat de tine, dar nu. E pe propriu. E pe aproape. Echipa ta să piardă cu 7-2 și galeria să continue să o aplaude, să-și aplaude jucătorii. Păi, asta se cam cheamă noblețe. Chiar dacă nu ți-ai pus coroană de rege al fotbalului românesc. Chiar dacă nu e o, nu e o noblețe poleită. Sunt și regei în Aș zice mai degrabă, mai degrabă cei neîncoronați uh, au un sânge susceptibil de așa ceva. Dar da, da exist există foarte multe gesturi de asemenea eleganță pentru care, uh, mă rog, diapazonul e adeseori suficient. Uh, Dar spunem, ți-aș pune ta. o întrebare de asta directă. Pentru de tine, ce înseamnă să fii rapidist? Pentru tine. Oh. Știi cât îmi place întrebarea asta? Da, oh, și da. că nu ți s-a pus niciodată. Este ceva uluitor în ea. Uh, nu, nu, nu mi s-a pus niciodată. I-am răspuns în vari modulații. Eu, eu, uite, o, o, o să o spun așa, ca în liceenii. Ah. Parcă aș fi elevul lui Socrate. E o formă de articulare sufletească. Uh, e mare lucru. Da, un mic extemporal la dirigenție. Uh, e un fel de a vedea lumea N-are de-a face, repet, cu uh, episodul vremelnic de 90 de minute care se cheamă fotbal. Dar ceea ce se întâmplă pe teren e un, un fapt de sportivitate cu niște oameni care își trăiesc viața exersându-și mușchii și făcându la un nivel de performanță cât mai ridicat. Dar a fi în tribună în momentul ăla îți exersează niște reflexe comunitare te face să, să, înțelegi ce înseamnă dragostea fără arginți, pentru că nu aștepți răsplată. Va fi tu, mare în ceruri. Tu, 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 nu, tu, nu, vrei ca echipa ta, sau, sau, nu ții ca echipa ta să câștige. Nu, o, nu, nu ții cu echipa aia pentru că a câștigat. Tu ții cu echipa aia pentru că e lipită de inima ta. Și dacă pierde, și dacă pierde rușinos, și dacă pierde nedrept, tu ajungi să o iubești din ce în ce mai mult. Cred că atașamentul acesta față de, de echipa rapid, dezvoltat, iată, într-un secol și pasat din generație în generație, are și legătură cu, cu, sentimentul de autenticitate. Succesul, nu e o chestie, succesul constant nu e o chestie autentică. E ceva dubios. A, e, dacă e, e, o, e o acolo, cam, da, da, cam dar, în orice sună... domeniu, în general. Da nu e așa că ne, ne plac și în și Da, sunt cei mai interesanți. Și abia față de ei putem dezvolta uh, atașamente, cum se cade, atașamente cinstite. Ei, și după ce. Uh, ce înseamnă a fi rapidist? Uh, nu doar fapt. Nu, nu ține doar de faptul că mă duc săptămânal în tribunele Giuleștiului sau uneori prin varii deplasări mai apropiate, e drept. În, N-am neapărat energia de a merge săptămâna la Cluj sau la Timișoara. Dar uh, înseamnă că după ce am plecat de la stadion, uh, felul meu de a privi lumea rămâne în principiu la fel de franc, la fel de transparent, cum e acolo. Uh, tipul meu de uh, fair play pe care vreau să-l dezvolt e cel pe care o galerie îl are față de... Echipa la care ține. Da, Întristându-se uneori, entuziasmându-se alteori. E o formă de a fi construit pe dinăuntru. De-aia îți de spuneam că întâlnirile cu rapidiștii sunt întotdeauna uh. altfel, fiindcă nu e, nu e o laudă de sine ce ți-am zis. Nu e meritul meu ăsta. E un fel de a vedea, hai, de a fi alături de un coreligionar. Am întâlnit puțini rapidiști care să fie mâncați pe dinăuntru. Ok, sună foarte. Am, am încredere în oamenii ăștia. poți să spun cât, glorios. Da, <laughs> Ceea da, ce da, spune da, da adică este. Îți este... dă o oarecare perspectivă și asupra. Fenomenul la care ai aderat și îți dă cumva și o linie pentru tine însuți, așa, într-un după cum spune, comportamental. Dacă lucrurile stau așa după cum le. Uh, repet, aici. nu e. nu, e, nu e, <laughs> e ceva care să se atârne, să se agațe de. succes, de. de. de gloria zgomotoasă. Da. Are de-a face cu liniștea interioară, cu cu generozitatea, până la urmă nu primești nimic. Te duci pe un stadion ca să nu primești nimic, în afară de, o, de bucuria de a dărui tu ceva. Fiindcă poate că n-am pus destul de bine accentele. Pentru oricare dintre noi, cred, sau pentru o largă majoritate, este o perfectă egalitate de nu cumva un mic dezechilibru între ceea ce înseamnă galeria rapidului și ceea ce înseamnă echipa rapidului. Eu unul mărturisesc că nu mă duc acolo să văd ce se întâmplă în teren asta, văd acasă telefon, în rezumate. Golurile nu le prea observ. Din peluză n-ai cum. Bașca flutură niște steaguri de 4 metri pătrați. Ce să, ce să speri în asta? Nu, eu mă duc să dăruiesc ceva afectiv. Și faptul că dăruiesc ceva afectiv mă împlinește ca și cum mi-i fardă mie. Am înțeles. Este sună, foarte, că sună sună epic. Sună foarte da, Dar foarte paradoxul e că, că, că e sincer. Da. Foarte interesant. Mai avem doar două, două trei 3 minute și pentru că suntem știu, și intrăm la vestiare. Da. <laughs> și pentru că suntem pe finalul emisiunii și pentru că suntem și în acest iunie și pentru că se apropie și această dată de 25 atât de importantă pentru istoria Clubului Rapid, o să fac și eu un mic omagiu aici datei de 24 iunie mai precis 24 iunie 1979 pentru că am eu o feblețe pentru Dobrin când fece Argeș și a jucat finala campionatului cu Dinamo la Dinamo acasă și eram Micuți, <laughs> dar aveam acest păcat fundamental. <laughs> Eram dinamovist pe vremea aia. E și e unul dintre cele mai fantastice momente pe care le-am trăit vreodată. Dinamo trebuia să nu piardă meciul, tot. Ultima etapă la ea acasă, toată lumea era liniștită. Îmi place întotdeauna să-i văd fața lui Dinu povestind cum ea le-a zis Dobrin, a bă, lasă că tot voi bate. <laughs> Din când în când vreau să mă simt bine, mă uit la uh, acest rezumat. Uh, Părerea că lumea încă își mai aduce aminte de acel uh, celebru 4-3. Dar ceea ce vreau să evoc este genialitatea lui Dobrin. Ultimele secunde ale meciului, meciul s-a prelungit, al treilea gol s-a acordat, 3-3 pentru Dinamo, că altfel nu se putea spune, era 3-3 pentru Dinamo, toată lumea era fericită <laughs> și un ultim șut a lui Dobrin, 4-3, Țopescu, săracul, nu mai avea, nu, nu știa ce cuvinte <laughs> să mai spună. Eu eram Terminat, bineînțeles, meciul absolut de mitologie, dar ceea ce vreau să spun este că, încă o dată, de fiecare dată când mergeam pe, pe drumul național și treceam pe, după Pitești, era un amărât de câmp ceva mai inverzit, mai plat, care se numea Stadionul Nicolae Dobrin. Nu știu, când te duceai înspre Vâlcea nu știu dacă mai există acea parcelă mai desenat așa acolo. Uh, dar uh, aștept un regizor, aici voiam să ajung, care să facă, să dedice un film cu adevărat artistic, un blockbuster de la american de tip Avengers, de tip Matrix, de fapt, acestui 1 versus sistem. Uh, pentru că, probabil, el avea 31 de ani, fa, avea, aproape 32 Dobrin, era la sfârșitul ultimului sfârșit, cuada coada aia, da. Și a reușit să facă acest moment absolut fenomenal, în care a bătut de unul singur un sistem întreg. Taică meu care era argeșan și ținea cu fece argeș, nu pot să-ți explic cum era în aceeași capere. El era într-un fel de extaz. Eu mai aveam puțin și mă aruncam de pe perva. S a fost foarte, foarte simpatic. Este iar una dintre cele mai dragi amintiri ale mele. Și am vrut, doar pentru că lucrurile s-au legat. Tu mi-ai propus această discuție despre Rapid, iar Rapid, un, un club aparte, Dobrin, un jucător cu totul și cu totul pe dimensiunea lui proprie croit, iar la fel ca și Rapidul, imposibil de prins în vreun sistem, cred că ceva se aranjează în direcția propunerilor tale. 24, 25, da, uite, aici o să, o să încerc o mișcare nu foarte fair play confraternă, uh, într-una dintre discuțiile mele lungi și frumoase, vecinătatea cartierului nostru cu Radu Cosașu, marele prozator Radu Cosașu, în primul rând, și marele iubitor de fotbal Radu Cosașu și, și marele gazetar sportiv, uh, mi-a mărturisit că văzându-l jucând pe Juicy Baratki în anii 40, iată, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai acestui sport din România, maghiar, orădean, a simțit, văzându-l chiar cum se-a antrenat înaintea meciurilor și văzându-l cum joacă, a simțit că are de-a face cu cel mai mare fotbalist din istoria acestui sport, pe care culmea, zicea Cosașu, îl cred, nu l-a egalat nici Dobrin, nu l-a egalat nici Balaci, nici Hagi. Interesant. Interesant. Din păcate, noi nu putem să avem acces direct la. Cât uși de puțin. Uh, la imagini sau alte. Anii 40. De, de genul ăsta. Trăgea cu creta pe bara transversală o linie, după care de la 20 de metri lovea sistematic acea linie până când ea se ștergea de câte ori era nevoie, fără să greșească o Da, avem avem nevoie de legende și rapidul este una dintre ele. Deci cum trebuie să încheiem? Hai rapidulețul? Putem spune așa, putem spune forța rapid sau putem spune lucruri care nu se pot spune, dar care se pot simți. între noi se pot simți. Ok, Cosmin Ciotulă și mulțumesc pentru acest subiect, mulțumesc pentru că participare, tuturor ce arți avut răbdarea să ascultați până la capăt. Vă mulțumesc și vă rămâneți pe RFI.